Sărdumâna, cel mai probabil, Alina, escadrila va fi completă spre sfârșitul acestui an. Ca să vă faceți o idee, în prezent, aici la Câmpia Turzii sunt 9 avioane F-16, ar trebui ca escadrila să aibă 16 astfel de aparate. Cea mai recentă achiziție a fost acum vreo 2 săptămâni. 3 avioane din Norvegia au venit în baza aeriană 71 Câmpia Turzii. Pentru mai multe amănunte, însă, l-am lângă mine chiar pe comandantul bazei. Bună seara, Michi! Bună seara, bine ați venit în baza 71 aeriană. Cât de aproape ești de completarea escadrilei? Cum stau lucrurile cu avioane, cu piloții? Vreau să cred că suntem foarte aproape. Suntem în proces de operaționalizare a escadrilei 48 vânătoare. Suntem orientați 100% în această direcție. Sper la finalul anului să avem toate cele 16 aeronave în curte. Bineînțeles, sunt multe eforturi de făcut în principiu în direcția instruirii personalului, vorbind de personal navigant, personal tehnic engineresc. Și sunt multe alte lucruri de făcut în principiu legate de infrastructură, proceduri. Asta vreau să te întreb legat de piloți, pentru că puteau norvegienii să ne trimită cele 32 de avioane imediat. Ideea e că voi trebuie să faceți piloți, să pregătiți piloți pentru avioanele astea. Cei de la Centrul European de la Fetești, sunt 7 acum în pregătire acolo, vor veni la tine în escadrilă? Știm foarte bine că pregătirea piloților este o problemă nu numai în forțele aeriene române, ci peste tot în lume și, bineînțeles, facem efort în această direcție și în cadrul acestei baze, în cadrul escadrilei 48, facem upgrade-uri pentru piloți și, bineînțeles, exact cum bine ai spus, în cadrul centrului de instruire pus la punct de forțele aeriene române, Lockheed Martin și forțele aeriene olandeze, așa cum bine ai spus, 7 piloți așteptăm cât de curând în bază și, bineînțeles, vor urma și alții, pentru că escadrila 48 vânătoare are nevoie de piloți. N-am mai fost de câțiva ani în baza asta și, practic, a dublat suprafața. Construiți foarte mult, sunt programe de sute de milioane de euro pentru următoarele decenii. Dacă ne poți spune ce construiți în bază și cam când ați avea gata măcar o fază a proiectului? Foarte pe scurt, sunt foarte multe proiecte de infrastructură în derulare. Sunt, cum le spunem noi, mai multe faze. Faza 1 sperăm să fie finalizată la finalul acestui an. Faza 1 înseamnă sprijinirea escadrilei 48 vânătoare pentru a funcționa în condiții cât mai apropiate de standard și aici înseamnă clădire de escadrile, spații pentru aeronave, spații de mentenanță aeronave. Faza 2 și 3, începând, sperăm noi, începând de anul viitor. Faza 3, așa ca o mică idee de menționat, este face trimitere la avion de generație 5. Mulțumesc și cer senin, Michi. Mulțumesc. România a avut la început o escadrilă de F-16, cea de la Borcea, 17 aparate. Armata a mai cumpărat 32 de avioane din Norvegia folosite, dar care au o durată de viață de cel puțin 10 ani. Undeva prin 2025-2026, România va avea operaționalizate 3 escadrile de F-16 la Borcea, la Câmpia și foarte probabil la Meca, la Mihail Cogălnicianu, la Constanța. Alina?